Leacul pocăinții. Botezul îl curăță pe om de toate păcatele sale. După primirea acestei sfinte taine, nu rămâne nimic neiertat, nimic nespălat, nimic nevindecat. Dar botezul îl scapă pe om de păcat, iar nu de putința de a păcătui. El îl scoate pe om de sub stăpânirea diavolului și a demonului, dar nu îi oprește pe aceea de a-l ispiti pe om. Nici pe om nu-l împiedică de a se lăsa în voia lor. Botezul îi dăruiește omului libertate de a nu fi stăpânit silnic și fără voia lui de către diavol și putere de a se împotrivi ispitelor. Botezul nu ne răpește însă libertate de a alege ceea ce voim. Nici botezul, nici Dumnezeu, nici satana nu silesc voia omului. Suntem liberi să facem binele, potrivit harului primit. Suntem de asemenea liberi să ne întoarcem la răutatea din tâi. Căci după cum arată Sfântul Nicolae Cabasila, taina botezului lucrează în noi, dar fără a face vreo silă asupra voinței noastre și fără a o robi, ci deși stă ca o putere ascunsă în noi, totuși nu poate opri de la rău pe cei ce stau sub puterea lui. Pentru că ochiul cel mai sănătos nu poate lumina pe cel ce vrea cu tot din adinsul să zacă în întuneric. Tot așa cum l-a creat pe Adam liber și a îngăduit ispitirea lui, Dumnezeu îi lasă de plină libertate celui nou botezat și nu face să înceteze momentele diavolului, pentru ca acesta să nu fie mântuit împotriva voiei lui, ci prin lepădarea ispitelor, să arate că voiește să fie tămăduit de Hristos și să vădească măsura lipirii de Dumnezeu, făcându-se astfel împreună lucrător al vindecării sale, al mântuirii și îndumnezeirii, împropriindu-și și sporind în chip personal și de bună voie darurile primite. Dacă omul se străduiește cu toată ființa sa să păstreze și să-și împroprieze harul dobândit prin sfintele taine, neieșind din calea dreptății, el rămâne în stare de sănătate și de curăție a firii, care a fost redată prin botez. Sfinții părinți arată că nu este cu neputință pentru om să ducă o viață lipsită de păcat și să împlinească toate poruncele lui Hristos, dar puțini dintre cei botezați au conștiința mărimii harului primit. Sfântul Simeon Noul Teolog, vorbind despre botez, spune: s-ar fi cuvenit ca noi toți să cunoaștem bogăția harului, mărimea luminării, darul părtășiei, minunăția unei asemenea nașteri din nou. Dar vai, abia dacă este unul dintr-o mie, sau mai bine zis din 10.000, care să-l fi cunoscut prin vedere tainică, în vreme ce toți ceilalți sunt feți lepădați, care nu-l cunosc pe cel care i-a adus pe lume. La fel spune și Sfântul Nicolae Cabasila, vorbind despre ungerea cu Sfântul Mir. Ceea ce Sfântul Mir împărtășește tuturor creștinilor este tot una și din orice vreme sunt darurile cele atât de folositoare sufletelor, darul evlaviei și al rugăciunii, al dragostei și al înțelepciunii, precum și altele, cu toate că mulți creștini nu-și dau seama de aceasta, iar alții nu cunosc lucrarea tainei acesteia, pe când alții, în sfârșit, după cuvântul de la Fapte 19:2, se îndoiesc chiar că există un Duh Sfânt, din pricină că atunci când au primit această taină, n-au cunoscut binefacerile pe care ea le poate da și pe care Sfântul Duh le dăruiește din plin. Astfel, dacă efectele sfintelor taine nu se fac simțite în cei care le-au primit, dacă aceștia nu și-au regăsit sănătate pentru care s-au rugat,
ci stărui în bolile lor, aceasta se întâmplă, deoarece n-au avut stare duhovnicească trebuincioasă pentru a primi harul dăruit prin ele. Nu s-au pregătit așa cum se cuvine pentru a-l primi, sau nu s-au nevoit ca să-l păstreze. Nu au stăruit în curăția și sănătatea care le-au fost redate, ci au primit prin libertatea voinței ispitele diavolești și de bună voie s-au întors la păcatele lor. Iar toate acestea, din pricină că nu s-au îngrijit de lucrarea poruncilor, prin care harul primit în chip tainic la botez devine lucrător. Acest lucru îl spune adeseori Sfântul Marcu Ascetul. Harul și curăția care se află noi în chip ascuns de la botez nu ni se vor face văzute decât atunci când vom fi străbătut bine drumul poruncilor, iar tot cel care l-a primit în chip tainic, dar nu împlinește poruncile, pe măsura neîmplinirii e luat în stăpânire de păcat. Toți au fost eliberați prin harul lui Dumnezeu, dar s-au predat pe ei înșiși în robia păcatelor, prin faptul că n-au împlinit toate poruncile. De aceea, pentru ca să nu rămână pentru totdeauna necunoscător al harului botezului și pentru ca să nu-și piardă pe vecie curăția, sănătatea și toate celelalte daruri primite prin această sfântă taină, ci dimpotrivă să le poată afla și să le sporească, Dumnezeu i-a dăruit omului păcătos leacul pocăinței. După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, există cale de întoarcere dacă voim. Ne putem întoarce la frumusețea și strălucirea dintâi, numai să lucrăm și noi pentru aceasta. Sufletul întinat și urâțit și coborât în ocară și necinste, prin nenumăratele lui păcate, repede se poate întoarce la frumusețea lui de altă dată, dacă ne căim cu adevărat și din tot sufletul. Sfântul Simeon Noul Teolog scrie la fel, cel care după botez s-a întinat pe sine însuși, prin fapte ne la locul lor și fără de lege, acela are nevoie de pocăință, pentru a se întoarce la vrednicia dumnezeiască pe care a pierdut-o din pricina vieții păcătoase. Tot el spune că Dumnezeu a dăruit acest leac mântuitor pentru că aceia care dintre îndăvie și nepurtare de grijă cad din viața veșnică să se reîntoarcă iarăși prin pocăință la aceasta, cu o slavă încă și mai strălucită și mai luminată. Sfinții Calis și Ignat Exantopol învață și ei la fel. Noi primim în sânul dumnezeiesc, adică în sfințita cristelniță, în dar, harul dumnezeiesc cu totul desăvârșit. Dar dacă pe urmă, prin reaua întrebuințarea celor vremelnice și prin grijă de lucrurile vieții și prin ceața patimilor, îl acoperim pe acesta cum nu se cuvine, ne este cu putință prin pocăință și prin împlinirea poruncilor îndumnezeitoare să primim și să dobândim iarăși această strălucire mai presus de fire și să vedem în chipul cel mai limpede arătarea ei. De aceea, Sfântul Ioan Scăraru spune că pocăința este împrospătarea botezului și mulți sfinți părinți socotesc căința un al doilea botez, a doua baie a sfintei renașteri. Pocăința, spune Sfântul Isaac Sirul, s-a dat oamenilor după botez ca un har peste har, căci pocăința este a doua naștere din Dumnezeu și darul a cărui arvună am primit-o prin credință la botez, îl primim prin pocăință. Aceasta nu înseamnă însă că ea ar putea înlocui botezul sau că ar aduce vreun dar pe care acela nu îl ar fi dat, ca și cum într-un anume fel ar desăvârși botezul. Așa cum am arătat, botezul îi dă omului tot ceea ce îi trebuie pentru tămăduirea și mântuirea sa. Pocăința în sine nu-l poate nici vindeca, nici mântui pe om. Rolul pocăinței de după botez este să-l întoarcă pe creștin de la păcatele și patimile în care a recăzut, să fie din nou curățit și tămăduit, să redobândească stare de har în care l-așezase sfânta taină, să facă din nou lucrător harul sălășluit în el, să-l facă din nou roditor. În pocăință, omul nu află un alt botez și nici nu îl redobândește pe cel din tâi, căci nu poate fi pierdut vreodată, ci roadele lui, pe
fiecare din pricina lipsei de grijă și a trândăviei sale, ca și prin întoarcerea starea cea păcătoasă, le pierduse. Desigur, pocăința nu-l privește numai pe cel botezat, care a păcătuit. Ea este necesară pentru tot omul, care vrea să părăsească păcatul și să se întoarcă la Dumnezeu, oricare ar fi starea lui duhovnicească. Ea îl privește deci la fel de bine și pe cel care n-a primit încă botezul și pe care Dumnezeu îl cheamă la mântuire, ca și pe cel care, întinat pe calea virtuții, n-a ajuns încă la desăvârșire. În fapt, toți oamenii au nevoie întotdeauna de pocăință. Este condiția esențială tămăduirii omului căzut, fundament al întoarcerii sale la sănătate deplină și al mântuirii sale. Propovăduirea Evangheliei, vestea cea bună a mântuirii noastre, a început prin chemarea la pocăință. Cu această chemare începe propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul, Matei 3:8. Cu ea își începe Hristos, potrivit evangheliștilor Matei și Marcu, învățătura publică. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 4:17 și Marcu 1:15. De asemenea, după evanghelistul Luca 24:47, înainte de înălțarea sa la cer, la sfârșitul lucrării sale în această lume, Hristos vorbește odată mai mult despre pocăință. În Sfintele Scripturi vedem cum înainte mergătorul Domnului, Iisus însuși și apostolii propovăduiesc în mod constant pocăința, arătând-o ca o lucrare cu totul trebuincioasă mântuirii noastre. Sfântul Simeon Noul Teolog socotește pocăința drept cea din tâi poruncă. Pocăința, după Sfinții Părinți, este cea din tâi și cea mai mare lucrare duhovnicească, mai presus de orice virtute, care omul trebuie să îi se dedice cu totul și înainte de orice altceva, căci în ea se cuprinde toată partea lui de lucrare pe care se cuvine să o împlinească pentru a primi vindecare și a se mântui. Sfântul Talase Libianu scrie: Hristos este mântuitorul lumii întregi și a dăruit oamenilor pocăința spre mântuire, iar Sfântul Marcul Ascetul își începe cuvântul despre pocăință astfel: Domnul nostru Iisus Hristos, dând pentru mântuirea tuturor oamenilor poruncile cuvenite măreției lui Dumnezeu, a pus libertatea ca temelia lor și le-a fixat ținta spre care să alerge, spunând: pocăiți-vă, pentru ca noi, prin aceasta, să înțelegem că toată mulțimea poruncilor se cuprinde în una singură, cea a căinței pentru păcatele noastre. Pocăința este o adâncă și vie simțire lăuntrică, prin care omul își recunoaște fiecare dintre păcatele sale, sau mai general, starea sa păcătoasă, se leapădă de ea, cere iertare de la Dumnezeu și, chemându-L în ajutor, arată că pe viitor nu mai vrea să păcătuiască, nu mai vrea să stăruie în depărtare de Dumnezeu, ci dorește să se întoarcă la El și să-și schimbe cu totul purtarea. Sfinții Părinți văd pocăința ca un proces de convertire, care nu privește atât păcatul în sine, cât reîntoarcerea la Dumnezeu. Important este viitorul, iar nu trecutul, însănătoșirea, nu boala, nu înstrăinarea de Dumnezeu de odinioară, ci întoarcerea și alipirea de El. Acest caracter pozitiv al pocăinței reiese limpede, de pildă din aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Casian: iată care este definiția deplină și desăvârșită a pocăinței: să nu mai săvârșim în niciun chip păcatele pentru care ne pocăim sau pentru care conștiința noastră are remușcări. Ca și din răspunsul dat de Ava Pimen unui frate care l-a întrebat: ce este pocăința pentru păcat? A nu-l mai face de aici înainte. Scopul fundamental al pocăinței este o schimbare totală, o întoarcere, așa cum arată și etimologia cuvântului. Numai prin părăsirea cu totul a păcatului, prin lepădarea patimii și prin viețuirea în virtute, potrivit voii lui Dumnezeu, își arată omul cu adevărat pocăința. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul o numește împăcarea cu Domnul prin lacrimi și prin lucrarea cea bună
a celor potrivnice păcatelor. Începutul pocăinței este recunoașterea păcatelor. A-ți recunoaște păcatele este condiția indispensabilă pentru a le părăsi, pentru a fi vindecat de ele, izbăvit și mântuit. Sfântul Efrem Siru spune în acest sens că începutul mântuirii este cunoașterea de sine. O asemenea cunoaștere de sine se dobândește la început prin examinarea metodică a conștiinței. Ava Nisteru învață că omul este dator ca în toată seara și dimineața să facă socoteală pentru ce a făcut din cele ce voiește Dumnezeu și ce nu am făcut din cele ce nu voiește El, și așa să-și albească toată viața. Așa se cuvine să fie pocăința, conchide un alt bătrân. Dând ca pildă viețuirea lui, părinții au spus că fiecare trebuie să se curățească cu deamănuntul, să se cerceteze pe sine în fiecare seară, cum a trecut ziua și dimineața, iarăși cum a trecut noaptea, și să se pocăiască lui Dumnezeu cum se cuvine pentru cele ce le-a greșit. La rândul său îndeamnă, iar fiindcă noi păcătuim mult, avem nevoie, din pricina uitării, să ne cercetăm și la ceasul al șaselea, la amiază, cum am petrecut până atunci și în ce am păcătuit. Sfântul Ioan Scăraru sfătuiește ca la fiecare ceas să facă omul socoteala faptelor sale, ca să le cunoască lămurit pe fiecare. De fapt, după cum vedem, această cercetare a conștiinței trebuie făcută permanent și ea trebuie să însoțească fiecare faptă a noastră și fiecare gând, și să fie pentru om o grijă necontenită, pentru a se putea tămădui de patim și ca să se mântuiască. Pocăința este gândul osândirii de sine și îngrijirea de sine neîngrijată de lucrurile lumii, scrie Sfântul Ioan Scăraru. Cunoașterea propriilor păcate este un aspect fundamental al pocăinței, o condiție indispensabilă a înaintării duhovnicești și o etapă esențială în procesul de tămăduire. Ea îl scoate pe om din supunerea oarbă față de păcat, îl face să se depărteze și să se lepede de el, să nu mai vadă strâmb realitatea, cu ochii păcătoși a eului său căzut, și să iasă din egocentrismul său pătimaș. Cunoașterea păcatelor este în sine curățitoare și liberatoare. Fericit ești, frate, îi scrie Sfântul Varsanufie unui monah, dacă simți peste tot că ai păcate, căci cel ce le simte, fără îndoială că se și scârbește de ele și se desparte de ele. Scopul pocăinței nu este însă recunoașterea în mod abstract a păcatului. Pocăința adevărată este cea în care omul simte cu durere starea păcătoasă în care se află. Sfântul Ioan Scăraru spune, pocăința este lovirea sufletului printr-o simțire adâncă. În pocăință, după cuvântul psalmistului, omul se arată cu duhul umilit și inima înfrântă și smerită. Psalmul 50:19. Aceasta este zdrobirea inimii, fără de care, după cum spune Sfântul Varsanufie, nimeni nu se poate mântui de patimi. Această durere nu are nicio legătură cu cea pricinuită de remușcare, stare patologică, în care cel păcătos rămâne închis față în față cu păcatul său, scrutându-l cu neliniște și nefăcând nimic ca să scape de el. În starea de remușcare, omul se află tot în păcat, într-un alt fel și tot bolnav, sub o altă formă. Rămâne țintuit pe păcat și pe propria stare sufletească, neizbutind să se despartă de el. Prin pocăință, din potrivă, omul îl are în vedere pe Dumnezeu, spre el își îndreaptă privirea. Nu din pricina păcatului în sine suferă el, nici nu se întristează din pricina eului său rănit, ci pentru că prin păcat s-a despărțit de Dumnezeu și, stăruind în păcat, rămâne departe de el. În pocăință nu este nici urmă de sentiment bolnăvicios de vinovăție, care nu face decât să tulbure sufletul și să îi slăbănogească puterile. Recunoscându-și păcatul în același timp, prin pocăință, omul îi cere iertare lui Dumnezeu și își manifestă voința de a se uni din nou cu el. Departe de a fi o simplă constatare a greșelii și de a rămâne fixată pe ea, pocăința se manifestă deci ca depășirea păcatului.
Ea este forța prin care omul înaintează și sporește duhovnicește, iar bolile sale merg spre vindecare. Prin ea se leapădă de trecutul său păcătos, de omul cel vechi, și tinde spre cele dinainte, spre măsura omului celui nou și desăvârșit, la care a fost chemat prin creație. Prin pocăință, omul se depășește fără încetare pe sine, slăbiciunile și neputințele sale, ca să ajungă la Dumnezeu. Uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, spune Sfântul Apostol Pavel. Filip 3:14. Omul își află tămăduirea patimilor și mântuirea, tinzând spre ceea ce trebuie să fie potrivit voii lui Dumnezeu, iar nu rămânând ceea ce a fost și stăruind în cele pe care le-a făcut potrivit legii păcatului. Și pentru că prin pocăință omul se vede întotdeauna departe de măsura desăvârșirii, el nu se oprește niciodată, înaintând astfel mereu, după cum arată Sfântul Varsanufie. În fapt, înaintarea se vedește prin micșorarea numărului păcatelor și prin slăbirea și împuținarea patimilor. Clement Alexandrinul, folosindu-se de un cuvânt din păstorul lui Herma, spune: pocăința este mare pricepere, pentru că omul, pocăindu-se de cele ce a făcut, nu le mai face, nici nu le mai spune, și chinuindu-și sufletul său pentru cele ce a păcătuit, săvârșește binele. Adesea, înaintarea se face cu încetineală, dar sporește cu timpul dacă omul stăruie cu răbdare în starea de pocăință. Ava Dorotei arată că de se cercetează cineva pe sine astfel în fiecare zi și se sârguiește să se pocăiască pentru cele ce a greșit și să se îndrepteze pe sine, începe să-și micșoreze patima. De a făcut păcatul de 9 ori, îl va face de aici înainte de 8 ori și așa, înaintând pe încetul cu Dumnezeu, nu lasă patimile să se întărească în el. Cercetându-se în fiecare clipă și căindu-se neîncetat, împotrivindu-se gândurilor pătimașe prin pocăință, omul ajunge să zbiruiască încetul cu încetul, prin harul lui Dumnezeu, toate patimile care se lășluiesc în el și astfel să-i fie tămăduite toate bolile sufletului. Se cuvine să știm că omul trebuie să se căiască nu numai pentru anumite fapte sau cugete păcătoase, el trebuie să se pocăiască pentru starea generală de păcătoșenie în care se află. Creștinul, spun Sfinții Părinți, trebuie să-și aducă aminte neîncetat de păcatele sale. Nu este vorba aici de o aducere aminte amănunțită a păcatelor făcute și a împrejurărilor în care s-au petrecut, ceea ce l-ar împinge pe om în gândul pătimaș la ele, ci de conștiința că am păcătuit și că oricând putem cădea din nou în același păcat sau în altele. Altfel spus, este vorba de recunoașterea stării de neputință și slăbiciune, de nedesăvârșire și de înstrăinare de Dumnezeu. Aducerea aminte de greșelile din trecut îl face pe om să se teamă să nu cadă din nou și să se ferească de ele în clipa de față și pe viitor, lepădându-se de patimile care l-au produs și chemându-l în ajutor pentru aceasta pe Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Isaac Sirul definește pocăința ca fiind cererea prelungită în tot ceasul a rugăciunii plină de străpungere, ce se îndreaptă spre Dumnezeu pentru iertarea păcatelor trecute, dar și întristarea și grija pentru păzirea de cele viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur spune la fel: se cuvine să păstrăm mereu minte amintirea păcatelor noastre, chiar după ce ne-am curățit de ele. Aducerea aminte de cele trecute este pază pentru cele viitoare. Se cuvine de asemenea să stăruim în stare de pocăință, chiar dacă într-un anumit moment n-am avea un păcat anume. Sfinții Părinți arată de altfel că omul se amăgește crezând că este fără de păcat. În cartea pildelor lui Solomon stă scris că chiar cel drept cade de 7 ori. Pilde 24:16. A crede că ești lipsit de păcat arată necunoaștere de sine și de starea în care te afli. De aceea, Sfinții Părinți îl îndeamnă pe om să se căiască pentru păcatele sale, fie știute, fie neștiute. Așa cum învață însuși Sfântul Apostol Ioan, dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 1 Ioan 1:8. Păcatul, de altfel, nu constă numai în făptuirea răului, ci și în nelucrarea binelui.
În sensul propriu al cuvântului, este păcat orice faptă și orice gând prin care omul, de bunăvoie, se abate de la cele voite de Dumnezeu. Și tot păcat este lipsa de grijă în a împlini voia Lui. Ori așa cum arată Sfântul Marcu Ascetul, nu există om care să trăiască și să fie lipsit de păcat și care să fie urmat întru totul poruncile și să nu fi neglijat niciuna dintre ele. De altfel, tot ceea ce îl ține pe om înstrăinat de Dumnezeu este de asemenea păcat. De aceea, atâta vreme cât nu s-a unit desăvârșit cu Dumnezeu, atâta vreme cât n-a ajuns la asemănarea cu Hristos, omul se poate socoti pe sine în stare de păcat. Pocăința este deci necesară pentru toți și ea trebuie să se facă, după cum învață Sfinții Părinți, în fiecare ceas al vieții. Trebuie să știm că avem nevoie în tot ceasul și în cele 24 de ceasuri ale nopții și ale zilei de pocăință, scrie Sfântul Isaac Sirul. Orice ar face și orice ar gândi, omul trebuie să-și recunoască nevrednicia, să-și dea seama că este mai pe jos de ceea ce s-ar cuveni să fie, după voia lui Dumnezeu, să înțeleagă cât este de departe de slava la care a fost chemat prin fire și de desăvârșirea la care ar putea ajunge în unirea deplină cu El. De aceea, Sfântul Varsanufi învață: în toate odihnește-te pe tine, ca cel ce ai păcătuit și ai greșit. Trebuie să fim întotdeauna încredințați că păcătuim în toate, și în cuvânt, și în faptă, și în gând. Din căința neîncetată se nasc doliul, întristarea și străpungerea inimii, la care la rândul lor zămislesc lacrimile. În acestea trei, despre care vom vorbi ulterior, stă pocăința desăvârșită. Ultima este un dar al Sfântului Duh, pe care doar puțini oameni ajung să-l dobândească, și învățătura Sfinților Părinți despre pocăință îi acordă o importanță fundamentală. Pocăința este socotită de Sfinții Părinți ca un leac deosebit de folositor. Și cel mai adesea ei vorbesc despre această stare duhovnicească în termeni medicali. Sfântul Simeon Noul Teolog se referă și el la leacul mântuitor al pocăinței pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Acest mod de a privi pocăința se întâlnește cu constanță la Sfântul Ioan Gură de Aur, care de pildă zice: pocăința este vindecare păcatului. Pocăința este leac pentru rana păcatului, după cum există doctorii pentru rănile trupului, pentru păcat, care este boala sufletului, avem drept doctorie pocăința. Să folosim, fraților, leacul mântuitor al pocăinței, sau mai bine spus, să primim ca din mâna lui Dumnezeu pocăința care ne este de folos pentru tămăduirea noastră. Să primim, fraților, pocăința, leacul care ne va izbăvi de boală și care va șterge păcatele noastre. Cu toții suntem păcătoși, dar nu deznădăjduiți. Nu osteniți să vă pun în față leacul care vă va alina suferințele. Iau drept martori pentru a mântări cuvântul, nu un singur om, sau doi, sau trei, ci mii de oameni plini de răni și bube, întinați de multe patimi, care au fost repede și deplin vindecați de pocăință, nemai rămânând vreo urmă sau vreun rest din vechea lor răutate. De-am fi cu totul acoperiți de rănile păcatului, dacă ne căim, Dumnezeu le va șterge cu totul, fără să mai rămână vreun semn sau vreo urmă a lor. Dacă Dumnezeu vede că cei păcătoși se căiesc, de-ar fi ucigași și plini pe tot trupul de răni, El are grijă de ei și îi tămăduiește și îi curăță de orice urmă a păcatului. Să fim cu totul încredințați că mare este puterea acestui leac, care este pocăința. Pocăința este leac, pentru că prin ea, așa cum arată numeroasele citate de mai sus, omul dobândește de la Dumnezeu curățirea de păcate și vindecare de patimi, care sunt adevărate boli ale sufletului. Urmată îndelung și cu simțire vie și adâncă, pocăința îl duce pe om la nepătimire, starea în care el își recapătă deplina libertate și sănătate desăvârșită, stare la care nu poate ajunge fără ajutorul ei. Prin iertare păcatelor și tămăduirea de patimi pe care le aduce pocăința, omul își poate regăsi pacea lăuntrică. Să ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu și va aduce toate la pace, scrie Sfântul Varsanufi. Iar Ava Dorotei arată că prin zdrobirea inimii vine omul în sfârșit la odihnă. Vindecat de patim, omul ajunge să trăiască în chip virtuos. El poate din nou să ducă o viață sănătoasă, firească, potrivit adevăratei sale naturi.
Sfântul Ioan Damaschin spune în acest sens că pocăința este întoarcerea prin asceză și osteneli, de la starea cea contra naturii la starea naturală. De altfel, pocăința se vădește a fi pentru omul păcătos singura cale prin care se poate întoarce la lucrarea virtuților. Și de aceea, mulți sfinți părinți o socotesc cea din tâi poruncă, ea fiind condiția împlinirii tuturor celorlalte porunci. Numai depărtându-se de patim și depădând de la el orice răutate, cerând cu lacrimi de la Dumnezeu iertarea păcatelor, cunoscând cu durere ticăloșia la care a ajuns prin înstrăinarea de Dumnezeu, poate omul să ajungă la simțirea vie și străpungerea nevoii de a se întoarce la El și să se deschidă cu totul harului Sfântului Duh, care este izvorul la toată virtutea. Numai lepădând hainele cele de piele ale păcatului, se poate el îmbrăca din nou cu harul cel dumnezeiesc, lucrând virtuțile ca om înnoit și deplin sănătos în Hristos. Iată de ce sfinții părinți socotesc pocăința, străpungerea inimii și lacrimile ca temeiuri ale împlinirii tuturor virtuților. Și regăsind prin pocăință calea virtuților, omul își redobândește adevărata viață. Lacrimile, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îl învie pe cel mort cu sufletul. Și tot el spune, căința îl aduce la viață pe cel mort duhovnicește. Și din potrivă, lipsa de căință îl duce pe om la moarte. Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri, spune însuși Hristos, Luca 13:3-5. În vreme ce prin abaterea de la calea dreptății sufletul a fost chimonosit, pocăința îl îndreaptă, îi reface însușirile firești. Pocăința este tămăduitoare, mai ales pentru puterea lui de cunoaștere, care prin patim a fost îmbolnăvită cu totul. Prin căință, omul iese din orbirea necunoașterii de sine și a lumii. Recunoscând că este păcătos, cunoscând starea căzută în care se află, ajunge să înțeleagă cât de departe este de Dumnezeu și își recunoaște rătăcirea. Prin pocăință, oameni care ajunseseră nebuni și nepricepuți din pricina păcatelor, își recunosc nebunia lor, scrie Herma. Stăruind necontenit în pocăință, omul ajunge să se cunoască pe sine din ce în ce mai bine, să vadă tot mai limpede răutatea care zace în el, sesizând chiar și cea mai mică dintre greșelile și lipsurile sale. Atunci el pătrunde în adâncul sufletului său și vede acolo boli care rămân necunoscute pentru cel care viețuiește în păcat. Căindu-se chiar pentru greșelile cele neștiute și pentru cele fără de voie, el urmărește răul până în cele mai tăinuite ascunzișuri ale sale și îi vădește viclenia, iar cu puterea harului dumnezeiesc pe care îl cere cu rugăciuni fierbinți, scoate cu totul din sufletul său și păcatul și boala. Cunoașterea stării sale păcătoase, pe care omul o dobândește prin căință, este o condiție absolut necesară pentru vindecarea ei, căci dacă n-ar cunoaște mulțimea păcatelor și gravitatea bolii sale, cum ar ajunge el să ceară ajutorul dumnezeiescului doctor ca să primească astfel tămădurea sufletului său? Cum s-ar lăsa îngrijit de doctor, cel care nici măcar nu știe că e rănit și zace răpus de boală? Se întreabă Sfântul Simeon Noul Teolog. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur dă următorul sfat: să recunoaștem cu sinceritate ce am ajuns și cât de rele sunt rănile sufletului nostru, că și numai așa ne lecuim. Cel care nu-și cunoaște boala, nu-și face griji din pricina ei. Așa cum am mai spus, Dumnezeu, care respectă libertatea omului, nu-l mântuie cu sila, ci așteaptă în marea lui milostivire ca omul să-și manifeste dorința de a fi vindecat și să ceară de la el harul său cel tămăduitor. Iar dacă omul face aceasta, Dumnezeu îl vindecă negreșit. Ori tocmai prin pocăință, omul ajunge să-și descopere boala și să ceară ajutorul lui Dumnezeu și să primească vindecarea. Celor ce-și caută într-adevăr vindecarea, spune Sfântul Ioan Casian, nu le pot lipsi leacurile din partea celui adevărat medic al sufletelor, mai ales celor care nu și-au disprețuit prin deznădejde și nepăsare bolile, nu și-au ascuns primejdile rănilor și nici n-au respins cu minte necugetată leacul pocăinței, ce față cu slăbiciunile căpătate din neștiință sau rătăcire, cu minte smerită și totuși prevăzătoare, au alergat la medicul cel ceresc.
Dar nu numai la cunoaștere de sine ajunge astfel omul, ci și așa cum am mai spus, la adevărată cunoaștere a tot ceea ce există, aici cuprinzându-se și realitățile duhovnicești cele mai tainice și mai înalte. Într-adevăr, cel care se căiește de păcatele sale, prin harul lui Dumnezeu, este curățit de patim și încetul cu încetul, întunericul care se așternuse peste puterea de cunoaștere a sufletului se risipește, iar mintea îi este tot mai mult luminată de Duhul Sfânt, pe măsura curățirii sale. Pocăința este ușa care scoate din întuneric și duce la lumină, scrie Sfântul Simeon Noul Teolog, iar în altă parte spune mai larg, rodul și fapta pocăinței sunt cele care alungă neștiința și aduc cunoștința. Mai întâi, cunoștința despre noi și despre cele ale noastre, apoi despre cele mai presus de noi și despre tainele cele dumnezeiești, cele nevăzute și necunoscute pentru cei care n-au făcut pocăință. Cele dumnezeiești se descoperă numai celor care au făcut pocăință fierbinte și s-au curățit frumos printr-o pocăință sinceră și atât pe cât e măsura pocăinței și curățirii lor, acestora îl se arată adâncurile Duhului. Dar pentru toți ceilalți, ele sunt necunoscute și ascunse. Din aceste rânduri reiese că această cunoaștere de sine și a lui Dumnezeu, la care se ajunge prin pocăință, nu este o cunoaștere teoretică, abstractă, ci este o cunoaștere existențială, o cunoaștere insuflată de Duhul Sfânt, a minții coborâte în inimă și unite cu ea. De aceea, spun Sfinții Părinți, prin pocăință, în om se petrece unirea acestor puteri, care dintr-un început au fost unite și împreună lucrătoare în firea sa, dar care au fost despărțite prin păcat. Iar această sfârșire și ruptură stăruie ca boală și rana adâncă a făpturii sale. Reunificarea lor este una dintre condițiile esențiale pentru a se ajunge la rugăciunea curată, care este adevărata lucrare a minții, potrivit menirii ei firești. Prin străpungerea inimii, prin care se înlesnește rugăciunea și se face roditoare, și de aceea cu adevărat se cuvine să fie împreunată cu ea, nu numai că omul se curățește de întinăciunea păcatului, ci și simțind cu durere stare nenorocită în care se află și în străinare de Dumnezeu, se smerește, cerând cu lacrimi și suspine ajutorul lui și poate primi astfel harul său tămăduitor și mântuitor. Numai așa rugăciunea omului nu rămâne pur intelectuală, ci se face din toată ființa sa, al cărei centru este inima. Întorcându-l pe om la Dumnezeu și înlesnindu-i rugăciunea către el, pocăința face ca omul să fie ajutat în tot timpul și în tot locul de Dumnezeu. Și așa, omul biruiește toate greutățile, fie ele lăuntrice sau din afară, ca și primejdile și necazurile întâmpinate. Lacrimile de pocăință au de altfel darul de a întări inima, ca o adevărată hrană, așa cum spune psalmistul, făcut-o mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noapte. Psalmul 41:3. Pocăința sporește tăria omului în fața gândurilor păcătoase semănate de diavol în suflet. Mustrarea inimii este, așa cum învață Sfinții Părinți, armă de nebiruit în fața ispitelor. Pocăința are de altfel puterea de a risipi tulburările aduse de diavol și de a alunga din suflet. Cel ce are plânsul adevărat, împreunat cu străpungerea inimii, nu e biruit de niciun război, căci este o păvază care întoarce toate săgețile diavolului. Efeseni 6:16. Cel care îl are nu e atins de nicio lovitură în război, scrie Sfântul Varsanufie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că diavolul fuge întotdeauna de împunsătura ascuțită a pocăinței. Iar Sfântul Ioan Scărarul îi face pe diavol să spună: un singur vrăjmaș avem, asupra căruia nu avem putere, iar aceasta este a te defăima pe tine însuți, în chip sincer înaintea lui Dumnezeu. Atunci să ne socotești ca pe o pânză de păianjă. Vedem că pe lângă funcția tămăduitoare, pocăința are și o funcție de apărare și prevenire. Ava Pimen spune că dacă omul se va prihăni pe sine, află sprijin pretutindeni. Lacrimile păzesc neîncetat cu numele lui Dumnezeu pe cel ce le-a dobândit, scrie Sfântul Varsanufie, și adaugă el, atunci când omul ajunge la nepătimire, tot prin pocăință rămâne neatins de patimi. Se vede limpede că pocăința
este o lucrare cu adevărat trebuincioasă omului, pe toate treptele vieții sale duhovnicești. De aceea, Sfântul Ioan Scăraru spune: nu vom fi învinuiți, fraților, la ieșirea sufletului, că n-am săvârșit minuni, nici că n-am teologisit, nici că n-am fost văzător, dar vom da negreșit socoteală lui Dumnezeu, că n-am plâns pentru păcatele noastre. Iar Sfântul Isaac Sirul laudă pocăința ca cea mai vrednică stare duhovnicească a sufletului. Cel ce simte păcatele e mai bun decât cel ce scoală morții prin rugăciunea lui. Cel ce suspină un ceas pentru sufletul său e mai bun decât cel ce folosește lumii întregi prin gândirea lui. Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe sine e mai bun decât cel ce s-a învrednicit să-i vadă pe îngeri.